La Iași-Pandurii au părut echipa mai gripată și incapabilă să reacționeze la ocaziile gazdelor. Mai întâi Ignatov a tras pe lângă un minutul 2 pentru ca 5 minute mai târziu Bujor să-l execute pe Mingote cu o lovitură de cap din 6 metri. Prin Șincorzi, gorjenii au fost foarte aproape să primească și golul 2, însă Munteanu nu a nimerit vinclul porții din lovitură liberă. Repriza secundă a venit pe același scenariu, iar Mingote a fost nevoit să intervină în fața lui Bârlădeanu. Pandurii au ratat singura lor ocazie cu 15 minute înainte de final, când Băcurar nu a nimerit ținta din 16 metri. Meciul s-a încheiat cu o repriză de kickboxing, Morgan fiind eliminat după ce i-a dat un cap în gură lui Balde.